Casa Județeană de Pensii Bacău a început distribuirea biletelor de tratament balnear pentru a noua serie din 2014. Plecarea în stațiune va fi pe 22 iunie. Pentru această serie, Casa Județeană de Pensii Bacău a primit 327 de locuri în stațiuni, din care 320 sunt alocate automat pensionarilor care au depus din timp cerere pentru a merge la tratament balnear în luna iunie. Locurile sunt în stațiunile 1 Mai, Amara, Bălțătești, Bala, Căciulata, Călimănești, Covasna, Eforie Sud, Joagiu, Govara, Lacu Sărat, Moneasa, Sinaia, Slănic Moldova, Sovata, Târgu Ocna, Techirghiol și Tușnad. Restul de șapte bilete pentru care nu s-au înregistrat solicitări sunt la Bala, Govora și Moneasa și vor fi vândute la liber. Pensionarii care au repartiție trebuie să se prezinte la Casa Județeană de Pensii Bacău până pe data de 16 iunie pentru a-și ridica biletul alocat. Ei trebuie să aibă cuponul de pensie din luna mai și biletul de trimitere de la medicul de familie ori specialist cu recomandarea tratamentului balnear în stațiunea aleasă. Pe lângă acest document medical, persoanele cu dizabilități care vor să beneficieze de gratuitate trebuie să depună și alte două acte. Certificatul de încadrare în grade handicap și Programul Individual de Reabilitare și Integrare Socială. Acesta se obține de la Comisia Județeană de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte.